Cum vedeți, vedeți cât e de murdar. Desigur. Eugeniu, ia învârtește propelerul și ala, vezi, atent. Cunoaște culoarea care e mai curată și care, vezi, da, se vede foarte bine. Unii murdar și unii curat, da, se observă, sigur. Și așa tot vaporașul. Vezi, ăsta vaporul nu pescuiește, fiindcă nu are la ce și nici echipajul nu stă pentru 2 bani. Iată acum să încerc verdeața din spate. Sigur, bine, aici ne mai întoarcem. Așa.
desigur spălăm vaporașul în cecișor. Se vede că se își păstrează culoarea cea veche. Da. Mai înainte este murdar, dar aici e mai curat deja, da? La cât mai? Faivă. Iată, bem câte o berișoară. Ce o bere rece. Și ei. Pleacă acasă cum obosit azi. Pete, ai obosit azi, da? Cum vedeți, am ajuns până la bot și tot așa spăl în cecior. Și ne apropiem să vedeți verdeața, că ce verdeață, da? Asta este o verdeață de la iarba din ocean, de pe mare. Vezi cât e de murdar și cât de curat în partea aia, da? Se observă. Iată botul. Botul mereu, fiindcă el este cu botul ridicat, știi? Și iată. E curat. Și iată cum arată acum vaporul spălat. Bine, vedeți și care mă ajută să filmez. Da, funea e desigur e murdară. După cum vedeți, se cunoaște unde am spălat și aici. Și bine, se vede o pată întunecată, dar așa este el.
Desigur, uite, cum l-ați văzut de la început și cum este acum. Și partea aslantă. Iată cum vin cuștile, da? În videourile trecute sau care le vizionați, vedeți, vin cuștile pe aici, vezi, e desigur un metal. Asta e făcut din plastic, fiberglass în engleză spune, care vin cuștile și noi muncim acolo, capitanul în partea aslantă, desigur. Și iată, vaporașul nu e mare, are 12 metri 96, aproape 13 metri, dar pe acest vapor poți să faci bani, an de an, foarte mari bani. Dacă știi, ai experiență și îți place pescuitul, desigur, poți să faci bani pe acest vapor. Până iese gazul, apa este până aici. Această linie nu trebuie să fie deasupra apei și nici apa trebuie să fie până aici când e gol, dar când e mai încărcat, el se dă în apă, dar nu trebuie să depășească această linie. Dacă depășește, bine, în timpul frumos, dar în timpul rău, nu chiar trebuiește. Da, și iată, cuștele, pe unde sar cuștele de urmă, da? Și iată așa, mai avem pompe, desigur, pompe care, această pompă este de la motor, această pompă este de la frigider, unde este haciu pentru pește, fofiș, aceste pompe sunt adăugătoare, care tot ajută dacă în casă adună apă și iată așa, pescuim și muncim. Și iată, prieteni, cum vedeți, vaporul astăzi este deja vopsit, dintre care am schimbat și, da, se vede culoarea albastră deja, cum l-ați văzut la început și cum, și cum acum. Și așa, prieteni, de câteva ori pe an ridicăm vaporul sus, îl vopsim, îl spălăm, fiindcă economisim diesel și multe alte, dintre care economisim timp ca să fim mai mult acasă, nu să stăm în ocean sau să parcurgem pe vapor. Da, pentru mulți poate le place cu vaporul și mie îmi place de asta și am ales profesia asta, dar pescuitul și să fiu un capitan pe vapor în Ocean Atlantic este cea mai mare plăcere a mea. Vă lăs cu bine și, într-adevăr,